Deși abia a fost învestit în funcție pentru al treilea mandat de primar în Lelești, Marian Rotaru vrea un fotoliu de parlamentar. Eu am zis că după ce se termină cu toate numirile la primărie, după ce se va face prima ședință de birou permanent, dacă sunt, voi fi catalogat în sondaje că merit să merg în colegi bine, dacă nu, eu îmi vede treaba mea. Liderii PSD dau de înțeles că ar fi bine ca Marian Rotaru să rămână primar la Lelești. Dacă e să vorbim despre domnul Rotaru, ne-ar părea rău să pierdem un primar bun, pentru că este unul din primarii care a avut rezultate extraordinare și în alegeri, dar mai cu seamă în realizările pe care le poate trece în dreptul domniei sale ca om care conduce localitatea Lelești. Deci ne-ar părea rău să plece de la primărie și să meargă la generale. Primarul PSD spune că a luat această decizie deoarece s-a lovit în cele două mandate de probleme pe care parlamentarii ar fi trebuit să-i susțină pe edil să le rezolve.